Bună și bine ați venit pe Tarotada. Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia vărsător, astăzi vom face vărsător pentru luna noiembrie. Dragilor, vă rog să nu vă atribuiți nimic din ce auziți aici înainte să filtrați prin propriul dumneavoastră sistem de valori și credințe și prin propria dumneavoastră rațiune. Dacă găsiți aici un mesaj cu care rezonați, vă rog să-l folosiți înțelept. Vă mulțumesc și să vedem. Dragul meu vărsător, ce vine către tine în luna noiembrie? Ce ți aduce această lună noiembrie ție? Și să vedem vărsător. Un râu magic și cu o dorință de bine, o alegere pe care trebuie să o faci și un deșert uscat, un mare blocaj, un 10 de spade și o protejare a sufletului. La capătul setului de cărți, tărâmul viselor. Dragilor, vine către voi foarte multă abundență în această lună, doar că aveți ceva de făcut. Aici este o carte foarte frumoasă. Este cartea unui nou început magic. O lună nouă, un stârg, o cascadă care curge, un râu care nu se oprește niciodată, un copac, e multă vitalitate, viață, longevitate, doar că voi sunteți într-un mare blocaj aici. Aici este un capăt de drum, este o cărare care duce nicăieri. Și se blochează, este un zid, nu se poate ieși, indiferent cum întoarcem cartea, este același lucru. Mai rău de atât nu se poate, este un autosabotaj, este o închidere în sine. Aici puteți să deblocați acest zid, puteți să-l spargeți, ieșind din acest deșert. Așa vă simțiți, ca fiind într-un deșert și atunci toate ușile vi se închid. Doar că vedeți luminița de la capătul tunelului în această lună, pentru că aici aveți tărâmul viselor și începeți să visați cu ochii deschiși, cu ochii închiși, cum poate fiecare, cum manifestă fiecare. Și aici vine o mare transformare, un mare blocaj se transformă într-o minune. Pentru că începeți să vă iubiți, dragilor, și începeți să vă protejați comoara. Sufletul, propriul suflet. Și aveți și o protecție divină. Universul vă ajută atâta timp cât voi începeți să vă protejați și Universul vă ajută. Aici începeți să vă iubiți cu adevărat pe voi, iubire necondiționată. Și trebuie să faceți acest lucru pentru că la mijloc aveți o alegere de făcut. Acest drum închis este în această iarnă. În față aveți o ușă care merge către o primăvară frumoasă. Vărsătorii au de ales în această lună. Mergeți către această primăvară frumoasă sau rămâneți aici, în acest deșert, unde nu se întâmplă nimic. Totul este uscat, totul este nehidratat. Dacă mergeți către această primăvară, vă îndreptați către această abundență, către acest râu magic care stă să vină cu un nou început fantastic. Este prima carte din această citire. Este o lună bună pentru voi, pentru că începeți să vă puneți intenții noi, visuri noi. Și visurile voastre încep să se împlinească. Pentru că începeți să vă iubiți și să vă protejați comoara, să vă protejați propriul suflet, să vă doriți bine. Aici vă creșteți vibrația, iar persoanele care sunt în jurul vostru, veți începe să le vedeți cu alți ochi, pentru că urcându-vă vibrația, persoanele care sunt într-o energie joasă și care vă țin în aceste blocaje, încep să nu mai fie compatibile cu energia voastră și încep să sară măști în aer. Încep să-și arate adevărata față persoanele pe care le țineți voi aproape. Și atunci considerați necesar să aveți grijă de propriul suflet.
Și bine faceți, dragilor, pentru că acest lucru vă va ajuta să faceți o alegere corectă, să vă îndreptați către această abundență sau să rămâneți în acest blocaj. Iar visul vostru, intenția pe care vă puneți voi acum în univers, va veni la voi împlinită atâta timp cât o manifestați. Haideți să vedem de aici niște clarificări pentru vărsător, pentru fiecare carte în parte. Acest râu magic, 5 de monede, ați stat, dragilor, în acest blocaj și ați visat, începeți să visați la o deblocare, la un nou început. Atâta timp cât nu visăm, nu ne dorim, nu ne punem intenții, nu are cum să se întâmple nimic bun. Alegerea pe care o veți face vă va aduce un 10 de cupe, o împlinire, o uniune, un destin frumos. Acest blocaj vreau să-l văd. Regina de cupe. Începeți să nu mai țineți cu dinții de această închidere în voi. Începeți să vă detașați. Regina de cupe este o persoană iubitoare, empatică, suportivă. Poate vine către voi o persoană în zodie de apă, cu care într-un final veți ajunge la o uniune perfectă. Această dorință de bine și acești oameni care v-au ținut v-au îngreunat parcursul în situația financiară, pe plan financiar, pentru că deblocându-vă vine către voi un 10 de monede. Măștile zboară în aer și se deblochează planul material. Acest deșert, un 5 de bâte, un conflict pe care acum îl închideți, iar această comoară vine cu un 4 de spade, vine cu o vindecare, vine cu o introspecție a voastră. Aici vă întrebați ce țineți în grădina voastră și vă detașați și începeți să aveți grijă de sufletul vostru. La capătul setului de cărți aveți regele de monede, aveți o persoană generoasă, bună, care caldă, care vine către voi. Cum am spus, poate fi într-o zodie de apă sau într-o zodie de pământ. Taur, fecioară, capricorn, rac, scorpion sau pești. La acest rege visați voi sau regină. Visați la o persoană bună, benefică. Voi, ca să puteți să primiți în viața voastră un rege sau o regină, trebuie și voi, la rândul vostru, să fiți în aceeași vibrație. Ca să atrageți un suflet pereche, trebuie să fiți în acea energie bună, benefică, o energie crescută, care să vă aducă deblocare, blocajul, deșertul, sărăcirea sufletului, 5 de monede, însingurarea, au vibrații joase. Voi trebuie să stați pe bucurie, pe alegeri benefice pe care să le faceți pentru voi, pentru că urcându-vă vibrația, vine cine trebuie în viața voastră și vine cu o uniune, cu o împlinire, cu o reconectare cu sinele vostru divin suprem cel mai înalt. Voi atrageți în viața voastră această persoană. Acesta este visul. Tărâmul viselor. Visați la o idilă, la o persoană bună, benefică pentru voi. Ca să meritați această persoană, trebuie să fiți și voi în această energie. Fiind în această energie, mergeți către un 10 de cupe, către o relație frumoasă. Pentru asta trebuie să faceți această alegere, să alegeți pentru voi, pentru sufletul vostru. Alegând pentru voi, lăsați în urmă persoane care vă îngreunează, persoane care vă țin, vă sabotează, vă aduc în acest blocaj. Voi le permiteți, voi le țineți aproape pe aceste persoane. Probabil sunt din familie sau sunt persoane pe care le iubiți, persoane pe care le respectați, dar ele la rândul lor nu vă oferă același lucru. Aici este un 5 de monede. Vă simțiți însingurați, vă simțiți triști și abandonați. Puteți transforma situația la 180 de grade.
în această lună. Puteți să vă reinventați visând la la multă abundență, la acest râu care curge în continuu, la acest nou început benefic, pentru că aveți șansa ca în această lună această abundență să se fructifice, să vină către voi prin acest suflet pereche pe care voi îl chemați. Da, dragul meu vărsător, ai de făcut o alegere importantă pentru viața ta în această lună. Poți rămâne în acest deșert, pe acest teren arid sau în acest blocaj, sau poți merge către această abundență. Aici este multă apă, aici este un deșert. Poți să mergi spre abundență sau poți rămâne în această ariditate. Ai clar viziune în această lună, să vezi persoanele care te îngreunează, să le vezi cu alți ochi și poți accesa acest suflet pereche. Un parteneriat bun, corect, care se face între două suflete pereche. Aici aveți fericire, aveți bucurii. La capătul drumului vă așteaptă un 10 de cupe și o fericire de plină. Voi alegeți în această lună, aveți liber arbitru, mingea este la voi în teren, iar aici aveți adevărul. Dragilor, trebuie să fiți sinceri cu voi. Nimeni nu vă ține nici într-un blocaj decât dacă voi permiteți. Voi dacă permiteți, ceilalți fac ce vor ei. Voi aveți liber arbitru, la fel ca noi toți. Putem decide pentru viața noastră, putem decide cum să facem, putem decide care este visul nostru. Pentru fiecare, fericirea are o altă definiție. Ce vă face pe voi fericiți, cum vă face această persoană să vă simțiți, trebuie să vă puneți aceste întrebări și să fiți sinceri cu voi. Aici este un adevăr pe care vi-l veți spune vouă, spunându-vă acest adevăr, fiind sinceri cu propria persoană, veți ieși din această ariditate, din acest blocaj care v-a ținut aici. Este un 10 de spade pe care îl puteți vindeca cu multă iubire. Regina de cupe este iubitoare, este empatică, ea oferă. Doar că aici trebuie să oferiți și să primiți în egală măsură, ca visul să se concretizeze într-un 10 de cupe, într-o fericire de plină. Fiți sinceri cu voi, dragilor. Haideți să vedem și de aici o carte. Vine către voi o persoană bună, foarte bună, pe care voi o manifestați, faceți manifestații aici și faceți și pe plan material și pe plan sentimental. Se întâmplă lucruri bune pentru voi. Aici ți se spune să urci muntele, să-ți continui drumul. Ai început bine, ai început să manifesti, ai început să visezi și trebuie să continui. Ți se transmite că faci bine ceea ce faci. Drumul tău te va duce la această împlinire, la această fericire. E frumos pentru vărsător. Ai de făcut o alegere în această lună. Ai de parcurs un drum, de urcat un munte. La capătul acestui munte, în vârful muntelui, vei întâlni acest suflet pereche sau liniștirea sufletului tău. Dacă sunteți deja într-o relație, relația va căpăta o altă culoare. Veți vedea partenerul cu alți ochi. Dacă nu sunteți într-o relație, în vârful muntelui vă veți întâlni cu această persoană care vă va aduce împlinirea, dragilor. Frumos pentru vărsător, fericire și 10 de cupe. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o seară minunată. Vă pup, pa, pa!